Anchete peste anchete la o școală din Pitești, după ce doi băieți au fost filmați în timp ce jucau fotbal pe acoperișul instituției de învățământ. Conform primelor informații, teribiliștii, care nu erau elevi ai școlii respective, s-au urcat pe acoperiș după ce au sărit gardul instituției. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Dumitru Tudosoiu, a declarat într-o intervenție telefonică la România TV că în urma controlului s-a stabilit că unitatea de învățământ nu era păzită în momentul jocului de pe acoperiș, dar că poarta școlii era închisă cu lacătul. Tudosoiu a mai spus că s-a constatat că cei doi tineri au urcat pe acoperiș cu ajutorul unor tomberoane, apoi pe scara de incendiu. Nu este exclus ca la finalul anchetei interne reprezentanții școlii să sesizeze poliția cu privire la acest caz.